Începem operațiunea de reparare a unui final B300P. Avem un final original Motorola MRF455. Să vedem dacă, da, reușim să vedem sigla Motorola pe el. După cum se vede, e nou nouță, un picior, piciorul din partea de jos încă nici nu este lipit. Acum urmează să-l lipim și pe ăla. Acest final provine din stocul mai vechi al unui amic, care bineînțeles mi l-a dat la jumătate de preț față de prețurile de acum din magazine. Ce ar mai fi de adăugat? Avem aici cel de-al doilea MRF455, care nu este original făcut de Motorola, l-am achiziționat de la firma DAS Group. Și după cum se vede, nu are pe el sigla Motorola, iar ca și diferență, radiatorul este auriu la culoare, pe când la cel original Motorola, radiatorul este argintiu. Se vede și acesta încă nu este lipit. Bun, să vedem. Le vom monta sus pe amândouă și să vedem dacă ampliful funcționează. Maestre, lucrăm și noi mai cu talent. Ne facem că lucrăm, maestre. Punem un pic de pastă siliconică aici, să asigurăm transfer termic. Așa. Uite aici, Mr. Truck, Ham Radio Truck. Da. Deci poziționarea e corectă. Urile. Du-te și aduc două șorofe. Sau să-ți aduc eu? Nu, stai, trebuie să schimb. Sunt foarte curios ce o să se întâmple, deoarece la măsurătoarea cu aparatul și cel care nu este Motorola arată că ar fi ok, dar sunt curios dacă amplifică sau nu, deoarece a mai fost comandat unul de pe eBay care nu făcea absolut nimic, dar arăta exact ca ăsta cu radiatorul auriu în loc de argintiu. Da, să spuneți cine l-a vândut pe eBay ca să nu fie discuții, Polida. Da, deci cumpărat de la Polida de pe eBay, atenție, MRF-urile nu sunt bune de la Polida de pe eBay. De altfel, asta e și motivul pentru care fac acest film, deoarece integratul care este no name m-a costat 150 de lei. Și nu aș vrea ca banii să fie aruncați pe geam degeaba și tranzistorul să nu fie bun. Cel de la Polida a costat, cât a costat, maestre, că tu știi? 25 de dolari, dacă bine mi-aduc aminte. 25 de dolari. Deci aproximativ jumătate din... De fapt, nici nu sunt chiar jumătate, că aproximativ cam pe acolo.
este un defect de material acolo pe care trebuie să-l completăm. Bun, păi în principiu am putea face primul test cu rezistor în serie pentru a limita curentul prin amplificator în caz de tranzistor necorespunzător. Să sperăm totuși că nu se va arde, chiar dacă nu-i MRF. Da, e cumva o alimentare? Da. Va trebui și o sursă de semnal. Stai că mă duc și aduc o stație. Pot sau să-ți dau clești? Nu, că mă descurc. Bun, deci amplifo a pornit. Dăm de putere minimă. Ok. Ține tu puțin asta. O să îl atacăm cu 4W dintr-un extrem. Adăug și niște cordoane exact pentru power metru și sarcină fictivă. Ieșirea o ai pe dreapta sau pe stânga la power metru? Stai o secundă, că nu le eu. Deci, să mergem de la stație la amplificator. RXTX, transmitter, ok. Și avem ieșirea. Care va intra într-un telewave. Și sarcina de 1 kW. Să mai vedem un cablu și pentru sarcina de telewave. Facem mai ceva.
Acum avem un sarcină artificială. Pun-o pe antenă, poate mai bine. Sau? Da. Bun, cuplăm pe scala de 150. Îi dăm o emisie. Hai să-i dăm prima dată numai cu un watt, nu? Da. Nu știu dacă o să-ți anclanșeze RL-ul la un watt, dar vedem. Încercăm și vedem. Deci la... Da, la un watt ieșire avem aproape, la un watt intrare, cam cât este acolo? 4? Păi, ar fi vreo 4 și ceva ieșire. Bun, dă-i o putere mai mare de atac. Da, da. Deci consum se pare că... Du-te pe 15W, că nu o să depășești, că limitează becul. Aproape 15W, ține-l un pic în emisie să vedem încălzirea să fie simetrică. Nu avem un tranzistor care se încălzește mai tare decât celălalt, cumva. O metodă foarte științifică de a testa încălzirea. E ok. Bun, și acum putem scoate din circuit becul. Da? Da. Așa. Cu putere mică, dă-i 4W. La atac de 4W. Scoate 20 pe prima treaptă. 25W, bun. Urcăm la a doua. Se duce peste 50. Peste 50. Deci avem aproximativ 60-70W. Treapta 3 a mai urcat puțin, dar insesizabil. Treapta 4 tot la fel. Să vedem mai departe, treapta 5, 6, aproximativ 80, 80 ori 1,3, deci cam pe acolo iasă, unde e, calculatorul e acolo, deci aproximativ bine ar fi, cât s-a încălzit, nu, ne semnificativ, deci nu se calzi deloc. Bun, deci în principiu s-ar părea că e funcțional. Deci cam așa scoate, și KL300-le din mașină. Deci tot același, l-a atacat cu 4W, tot la puterea asta se ajunge. Deci se pare că tranzistorul ar fi funcțional, chiar dacă nu este varianta originală.